stă scris la lege și la mărturie. În Evanghelia după Ioan, capitolul 4, versetul 34, stă scris. Iisus le-a zis, Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Dacă ar fi să avem puteri supranaturale, unii dintre noi poate că ar vrea să vindece toți bolnavii din spitale, să-i îndestuleze pe toți săracii sau să-i sature pe cei flămânzi. Dar, pentru că suntem doar oameni cu puteri limitate, ne rugăm lui Dumnezeu să facă El toate acestea. Iar noi așteptăm în inactivitate intervenția divină. Însă Tatăl Ceresc dorește să facă din noi colaboratorii Lui, trimițându-ne să fim alături de semenii noștri în nevoie. El nu ne cere să facem lucruri dincolo de puterile noastre, ci doar ceea ce putem face. La fel cum hrana zilnică este o rutină, tot așa ar trebui să fie și slujirea semenilor noștri, obișnuință zilnică, uneori festivă. Isus nu și-a început lucrarea săvârșind vreo faptă deosebită în fața Sinedriului din Ierusalim. Puterea lui s-a manifestat la o întâlnire familială dintr-un mic sat galilean pentru a contribui la bucuria unei sărbători de nuntă. În felul acesta și-a arătat iubirea față de oameni și dorința de a lucra pentru fericirea lor. În pustia ispitei, el băuse un pahar de durere. După aceea a venit să le dea oamenilor un pahar de fericire, urmând exemplul învățătorului lor. Biserica primară a fost o biserică în acțiune. A căutat să ofere lumii alinare, îmbărbătare, calea spre mântuire. Biserica din ultimile timpuri are aceeași misiune. Ralph Waldo Emerson, un eseist american din secolul al XIX-lea, declara la un moment dat, citez, ceea ce faci striga atât de tare încât nu aud ceea ce spui. Am încheiat citatul. Oamenii ne vor recunoaște nu după vorbe, nici după teologie, ci după mireasma creștină răspândită. Nu uita, împărăția lui Dumnezeu este propovăduită de oameni simpli care îndeplinesc sarcini mărunte pentru un Dumnezeu mare. Doamne, ajută-ne să fim atenți la cei din jurul nostru care au nevoie să ajungă la vindecarea oferită de Isus. Fă un plan sistematic de ajutorare a seminilor din vecinătate și din biserică. Implică toți membrii familiei tale.